Organizația Femeilor Antreprenori din cadrul Uniunii Generale a Industriașilor din România a susținut astăzi la Târgu Jiu o dezbatere de interes major pentru regiunea Sud-Vest cu discuții aplicate cu întreprinzătorii. În cadrul conferinței regionale cu tema despre fondurile nerambursabile, investiții și competențe digitale, au fost abordate două subiecte de interes major: noutăți de dezvoltare, competențe digitale și investiții potențiale pentru regiunea Sud-Vest și idei pentru o bună realizare a proiectelor de investiții. În prezent avem peste 700 de membri, colaboratori și parteneri în toată România, Republica Moldova, Croația, ca și reprezentanță oficială. Urmează să mai deschidem încă 5 țări, pentru că femeile abia așteptau să vină împreună, să aibă un motiv de a face networking, de a dezvolta parteneriate. Și nu vorbim doar de diaspora din România, ci vorbim și de experți din străinătate, firme care sunt dornice să facă afaceri cu România, sau să încurajeze România să iasă la export. Fondurile europene sunt pentru toată lumea, nu numai pentru o anumită categorie de persoane. Ceea ce voiam să vă transmit astăzi este faptul că dacă avem o idee și avem curaj și avem un vis, ne-l putem împlini cu ajutorul acestor fonduri europene. Și mai mult decât atât, ca să continui ideea Anei Maria, de ce sunt aici și eu, sunt aici pentru că Gorjiu a rămas prea mult timp în, fără această informație. De obicei, la noi informația a ajuns destul de greu și, din păcate, de cele mai multe ori prea târziu. Asocierea și faptul că eu am decis să intru în patronat OFAUG este pentru că aici am găsit specialiștii de care noi avem nevoie pentru a ne dezvolta. Într-adevăr, Gorjului îi lipsește informații. Doar anumite grupuri sau persoane au acces la aceste informații. Dacă noi ne dăm mâna și organizațiile non-guvernamentale și dumneavoastră ca asociație profesională și Universitatea Constantin Brâncuș, care trebuie să fie un actor important în județul Gorj, și v-aș ruga să intrați pe site-ul Universității să vedeți că deja acolo găsiți foarte multe informații legate de oportunități de finanțări de proiecte și bineînțeles că ușor, ușor acolo se încheagă o echipă care vă poate asigura un know-how pentru întocmirea de proiecte. Eu cred că vom reuși să cheltuim cei 573 de milioane de euro pe care Gorjul i-are alocați prin fondul de tranziție justă. Au fost abordate cele mai arzătoare teme pentru antreprenorii regiunii, cum ar fi tranziția justă pentru Oltenia, ce implică o serie de măsuri și politici pentru a atenua impactul negativ asupra locuitorilor, economiei și mediului înconjurător, în timp ce se promovează o dezvoltare durabilă și o creștere economică echitabilă. Fiecare antreprenor știe cât de important este să gândească strategic afacerea, dar acest lucru poate fi făcut doar cunoscând principalele fluxuri de finanțări pentru regiune. Cred că ați auzit în ultimii 2 ani de zile politicieni, experți, analiști, mass media, spunându-vă că într-adevăr va pune cu bani în România în următorii 7 ani, că vom avea 78-80 de miliarde de euro, o sumă pe care România n-a mai avut-o niciodată până acum, ca bani rambursabili, din mai multe surse. Mai nou, cred că cel puțin de 6 luni, dacă nu chiar 9 luni de zile, de fiecare dată când ne uităm la un buletin de știri, toată lumea vorbește despre faimosul PNRR, Planul Național de Redresare și Reziliență, ca și cum numai asta există pe fața Pământului. Deși, în Planul de Redresare și Reziliență, banii pentru mediul privat sunt foarte puțini. Evenimentul organizat astăzi la Târgu Jiu a avut rolul de a prezenta antreprenorilor din regiune în detaliu, concret și aplicat, toate oportunitățile de finanțare a afacerilor, dar și a comunităților locale.